ajunge Dan Barna. Ascultăm și vedem ce se întâmplă și acolo. Dan Barna, însoțit de Olguța, soția sa, la o secție din municipiul Sibiu. Sunt momentele pe care le va trăi fiecare român, acela în care se va legitima, va primi ștampila și buletinul de vot, urmând să aleagă unul din cei 14 candidați. Îl vedem pe Kelemen Hunor în aceste momente, introducând buletinul în urnă, așa cum veți face și dumneavoastră, bănuiesc, dacă nu ați făcut-o deja până la această oră. Pe de altă parte, la Sibiu, Dan Barna, însoțit de soție, la Sibiu. Sibiu, de asemenea, este colega mea Maria Coman și în scurtă vreme vom vedea dacă oamenii sunt relaxați, dacă se votează într-un ritm alert. Cu siguranță toți ochii sunt ațintiți spre Sibiu astăzi. Kelemen Hunor văd că deocamdată nu face declarații. Așteptăm să vedem dacă le va mărturisi ceva jurnaliștilor, așa cum au făcut-o și alți politicieni care au votat deja până la această oră, pentru că să știți că la ora 7 deja erau politicieni la vot. Ascultăm! Time is